Un accident grav de circulație s-a petrecut în localitatea bistrițeană Rebrișoara. 7 persoane au ajuns la spital după ce un tânăr de 24 de ani a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o altă mașină în care se afla o femeie împreună cu cele două fiice minore. Un elicopter Smurd a fost solicitat pentru a prelua una dintre victime. Accidentul rutier s-a petrecut în centrul localității Rebrișoara. Potrivit martorilor, tânărul a intrat într-o depășire periculoasă fără să se asigure și a izbit frontal o altă mașină care circula regulamentar, în care se afla o femeie alături de cele două fiice ale ei de 11 și 15 ani. Șoferul vinovat, un tânăr de 24 de ani, s-a întors recent din străinătate și urma să se căsătorească peste câteva săptămâni. Însoțit de logodnica sa, o fată în vârstă de 16 ani, și de socrii, tânărul se întorcea spre casă din Bistrița, unde au mers să-și cumpere verighetele de nuntă. În urma impactului, toți cei 7 pasageri, printre care 3 minori, au fost vătămați și au ajuns la spital. Mama miresei, care era pe bancheta din spate a mașinii, aflată în stare mai gravă, a fost transportată cu un elicopter Smurd la spitalul din Târgu Mureș. La fața locului, echipajele de intervenție au găsit 7 victime, dintre care 3 minori. Dintre aceste 7 victime, 3 se aflau în stare gravă. O victimă a fost preluată de elicopterul Smurd și transportată la o clinică de specialitate din municipiul Târgu Mureș. Viitorul mire se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În acest caz, sunt două ipoteze posibile în ceea ce privește producerea accidentului. Prima variantă ar fi că tânărul a intrat într-o depășire fără să se asigure, iar cea de-a doua că acesta a încercat să evite un câine care i-a ieșit brusc în cale și a pătruns pe contrasens. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.